Evanghelia după Luca, în capitolul 21. Vom citi de la versetul 33 câteva versete până la versetul 36. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Amin. Mă invit să vă reașezați. În dimineața aceasta, mulțumesc lui Dumnezeu pentru Duhul de rugăciune pe care l-a lăsat peste noi. I-am rugat lui Dumnezeu, am simțit împreună prezența lui Dumnezeu, venind de acasă cu gândul să împărtășim cuvântul Domnului cu privire la rugăciune, să vă îndemn să ne rugăm, sunt îmbărbătat să știu că n-a mai fost timp, nu mai este timp mai mult pentru a vorbi despre rugăciune și tocmai pentru că ne-am rugat, de aia nu este. Așa că e bine, slăvit să fie Domnul pentru acest lucru. Pasajul pe care l-am citit conține în el o poruncă pe care Domnul nostru Iisus a spus-o. El a spus așa: vegheați în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere. Mesajul în această dimineață îl putem numi: rugați-vă ca să aveți putere. Rugați-vă ca să aveți putere. Sunt cuvintele Domnului nostru Iisus. El este sursa puterii. El știe cât de mult avem nevoie de putere, știe că fără această putere nu reușim să înaintăm, nu putem să stăm în picioare, nu vom învinge. Și pentru că e sursa puterii și pentru că știe cum primim această putere, El ne-a dat și soluția. Rugați-vă ca să aveți putere. În viața oamenilor lui Dumnezeu, rugăciunea este o particularitate, este o trăsătură, este o disciplină spirituală în care ei perseverează. Copiii lui Dumnezeu sunt oameni ai rugăciunii. Dacă am putea să comparăm, dacă am dorit să comparăm viața unui om cu cea a unui copac, ceea ce reprezintă rădăcina pentru copac reprezintă rugăciunea pentru copilul lui Dumnezeu. După cum un copac nu poate să fie sănătos, nici viguros și nici să aducă rod dacă nu are o rădăcină sănătoasă, la fel un creștin, un copil al lui Dumnezeu, nu poate să rămână în picioare, să fie biruitor, să aibă o viață de credință binecuvântată de Dumnezeu, prosperă, dacă nu se roagă. Rugați-vă ca să aveți putere. Dimineața aceasta am pe inimă să vă împărtășesc câteva lucruri cu privire la rugăciune și toate acestea cu o dorință pe care o avem în inimă și care știu că vine de la Dumnezeu. Este voia lui Dumnezeu, frați și surori, să ne rugăm mai mult. Este voia lui Dumnezeu să ne rugăm mai insistent. Este voia lui Dumnezeu să ne rugăm cu mai multă pasiune. Este voia lui Dumnezeu ca în viața noastră să aibă loc o schimbare, o transformare în privința rugăciunii. Aceia dintre noi care se roagă mult știu că se pot ruga și mai mult. Aceia dintre noi care trăiesc prezența lui Dumnezeu în rugăciune și se zidește și se bucură de răspunsuri la rugăciune, știu că este loc de mai bine. Rugați-vă ca să aveți putere. Întâi de toate, aș dori să subliniez câteva lucruri legate de înțelesul rugăciunii. Un lucru de mare însemnătate pe care îl găsim în cuvântul Domnului este că rugăciunea
fiind comunicarea noastră cu Dumnezeu, părtășia noastră cu Dumnezeu, vărsarea inimilor noastre înaintea lui Dumnezeu, exprimarea relației noastre cu Dumnezeu, nu este ceva opțional. Rugăciunea este un imperativ. Rugăciunea nu este ceva secundar, ceva opțional, ceva ce îți poți permite să neglijezi, să lași nefăcut. Rugăciunea nu e ceva ce trebuie lăsat pe mâine sau pe poimâine sau pe sfârșitul săptămânii sau pentru o ocazie mai bună. Rugăciunea este un trebuie, este un imperativ. Domnul Iisus niciodată n-a spus: dacă vă rugați, când vă vine în minte să vă rugați, dacă simțiți să vă rugați sau dacă aveți timp să vă rugați sau dacă n-aveți ce face cu timpul, vă propun să vă rugați. Nu găsim asemenea îndemnuri. Când Mântuitorul vorbește despre rugăciune, când Scriptura vorbește despre rugăciune, vorbește despre ea ca despre o poruncă a lui Dumnezeu, despre un imperativ. Iisus și în predica de pe munte a spus: când vă rugați să ziceți. Când vă rugați să ziceți. Rugăciunea așadar este o necesitate, este un imperativ. Lipsa de rugăciune, eșecul în a ne ruga lui Dumnezeu, neglijența în viața de rugăciune, o putem socoti în relația noastră cu Dumnezeu o vină. O vină. Aduceți-vă aminte ce a spus în vechime profetul Samuel. Oamenii, poporul Israel, s-a temut că Samuel nu se va mai ruga pentru ei. Au săvârșit un păcat prin care l-au supărat rău pe Dumnezeu și au dezonorat și pe slujitorul lui Dumnezeu. Simțindu-se vinovați, poporul s-a apropiat de Samuel și s-a rugat de Samuel să treacă cu vederea cele întâmplate și să continue să se roage mai departe pentru ei. Răspunsul lui Samuel este grăitor. El a spus așa: să mă ferească Dumnezeu să păcătuiesc împotriva lui, a lui Dumnezeu, nemai rugându-mă pentru voi. Rugăciunea este un imperativ. Neglijența rugăciunii, neglijarea rugăciunii, este un păcat. Și e unul dintre acelea care ne costă scump. Umblăm fără putere, umblăm singuri. Rugați-vă ca să aveți putere. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Rugăciunea nu este un ritual. Ea nu trebuie înțeleasă ca respectarea unor norme, a unor rânduieli, a unor tipare, a unor modele prestabilite. Rugăciunea nu este ritual. Rugăciunea este ceva viu, este dinamic, este o întâlnire cu Dumnezeu, este părtășie cu Dumnezeu. Acela care se roagă nu ia niște vorbe pe care le spune, prestabilite, memorate sau citite de undeva și le rostește într-un anumit interval de timp undeva, în rugăciunea lui, în biserică sau acasă. Rugăciunea nu trebuie înțeleasă ca un asemenea exercițiu, ca un asemenea ritual, care, sigur, făcut odată, ar putea avea efecte spirituale. Nu. Rugăciunea înseamnă comuniune cu Dumnezeu. E întâlnire cu Dumnezeu, este părtășie cu Dumnezeu. Esența rugăciunii nu stă în cuvintele pe care le spunem, ci în atitudinea inimii și în credința pe care o avem în noi, în starea de smerenie pe care o avem în noi, în dorul interior pe care îl purtăm după Dumnezeu. Rugăciunea este părtășie cu Dumnezeu. Având în vedere acest sens al rugăciunii, imperativul rugați-vă ca să aveți putere, capătă înțeles. De acolo, din întâlnirea noastră cu Dumnezeu, din comuniunea și părtășia noastră cu Dumnezeu, se naște putere. Noi nu vom măsura sau nu vom putea să spunem că am avut în rugăciune izbândă doar dacă am reușit să stăm în rugăciune câteva minute sau o jumătate de ceas. Poți să stai și un ceas fără să fii în părtășie cu Dumnezeu. Poți să stai jumătate de oră și să vorbești într-una și să spui cuvinte foarte frumoase. Cine te aude să spună: foarte frumos a rugat. Rugăciunea nu stă în cuvinte. Rugăciunea stă în inima smerită și credincioasă lui Dumnezeu. Rugăciunea este părtășie cu Dumnezeu. Să căutăm să avem această părtășie cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că Domnul nostru Iisus i-a certat pe oamenii religioși din vremea lui
care au încurcat părtășia cu Dumnezeu în rugăciune cu respectarea unor norme ritualice. Făceau rugăciuni lungi, să-i vadă oamenii, să-i audă oamenii. Acele rugăciuni n-au fost de Dumnezeu primite. Rugăciunea primită de Dumnezeu este o rugăciune în care este căutat Dumnezeu. Cu gândul acesta în minte, trebuie să adăugăm că rugăciunea este și o exprimare a credincioșiei noastre față de Dumnezeu. Omul credincios se roagă lui Dumnezeu. Omul cu frică de Dumnezeu simte nevoia să se roage, să-L caute pe Dumnezeu, să-și verse înaintea lui sufletul, să se împlinească în Dumnezeu, să se hrănească cu Dumnezeu. Rugăciunea în privința aceasta trebuie înțeleasă ca un mod de viață. Apostolul Pavel spune despre acest înțeles al rugăciunii în cuvintele rugați-vă neîncetat. Aceste vorbe, rugați-vă neîncetat, înseamnă, sau trebuie primite și înțelese, ca îndemn și în același timp ca definire a rugăciunii, ca mod de viață. În viața unui creștin, rugăciunea nu este o excepție. În viața unui creștin, rugăciunea este ceva specific, caracteristic, ceva ce îl caracterizează. E modul lui de a fi, e modul lui de a trăi. Rugăciunea nu este o excepție, nu este un eveniment care se întâmplă din când în când. Este însăși viața lui. După cum respirăm neîncetat, după cum mâncăm neîncetat, da? Tot așa ne rugăm neîncetat. Intenționat am făcut această comparație. Când mâncăm neîncetat, nu stăm neîncetat la masă. Adică mâncăm dimineața, mâncăm la amiază, mâncăm seara, mâncăm de ori de câte ori este nevoie, când suntem flămânzi. E un mod de viață. A te hrăni, a bea apă, este un mod de viață. Nu este un eveniment. Nu este o excepție. Mai pe apă o dată pe lună, când ne aducem aminte. N-am mai băut de mult. Reflexele pe care le avem, reflexele, instinctele de supraviețuire, ne împing spre aceste comportamente. Mâncăm și bem. Este modul nostru de a fi. Pentru creștin, modul lui de a fi este să se roage. Rugăciunea este modul lui de a fi. Rugați-vă ca să aveți putere. Fără rugăciune, sufletul tău se usucă. Puterea spirituală te părăsește. Sensibilitatea spirituală se diminuează. Voința de a urma pe Dumnezeu slăbește. Claritatea înțelegerii duhovnicești pălește. Mintea duhovnicească se înțesoșează. Vederea slăbește, auzul încetează. Și deodată ești în altă lume. Și dacă stai mult în lumea aceea și te înveți în lumea aceea, ți se pare că este normal în ce lume te găsești. Exact ca unul care și-a pierdut poate de mult auzul. Atât de mulți ani au trecut de când n-am mai auzit încât nici nu mai știe cum e să auzi. S-a învățat în starea în care se găsește. S-a adaptat la starea în care se găsește. Ar fi o binecuvântată surpriză să audă dintr-o dată. Și probabil dacă s-ar întâmpla asta, s-ar speria când ar auzi prima dată. Așa cum mulți oameni se sperie când Dumnezeu îi cercetează cu trezire spirituală și toate se noiesc. Să ne dea Dumnezeu în săptămânile acestea această sperietură. Rugați-vă ca să aveți putere. Rugăciunea, după cum am spus și altă dată, este ceva ce trebuie să facem tăinuit. Rugăciunea nu este pentru mica publicitate. Omul care se roagă, nu se roagă sub camerele de filmat. Genul acesta de înțelesuri, de abordări contemporane pe care le vedem în rugăciune, mi se par nebiblice. Ședințe de rugăciune pe internet. Vor avea și ele sensul lor, unul într-o parte, altul într-alta, dar așa live-uri din acestea pe rugăciune nu prea ne-a învățat Domnul Iisus să facem. El a spus, când te rogi, aduceți-vă aminte de Evanghelia lui Matei, capitolul 6, versetul 5, când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Deci, rugăciunea făcută pentru mica publicitate, pentru imagine personală, pentru trecere în fața oamenilor, pentru impresie, pentru capital de imagine, este respinsă de Dumnezeu.
Rugăciunea acceptată este cea menționată în versetul 6, Matei 6 cu 6. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Uitați-vă, vă rog, la acest cuvânt. Ci tu când te rogi. Nu zice dacă te rogi. Se presupune că te rogi. Ci tu, deci o persoană dedicată, când te rogi, când, e un timp pe care trebuie să-l dedici. Intră în odăița ta. Ai nevoie de un loc în care să te rogi, care să-ți asigure intimitate, discreție. Încuie-ți ușa. Se cere o atitudine potrivită. Încuie-ți ușa. Timpul acela este separat, este pus deoparte. L-ai consacrat pentru rugăciune. Expresia încuie-ți ușa înseamnă separă-te de celelalte activități. Separă-te de oricine și orice ar putea să te distragă. Încuie ușa înseamnă pune timpul acela deoparte. Practic, ar putea să însemne închide telefon. Avem această dependență de telefon. Oare mi-a scris cineva ceva? Oare mi-a mai trimis cineva un e-mail? Oare ne-a mai dat cineva un like? Ia să văd. Și cu un ochi acolo și cu unul pe cântare. Rugăciunea presupune această consacrare. Încuie-ți ușa, asta înseamnă. Apoi, roagă-te tatălui tău. Rugăciunea presupune o relație cu Dumnezeu. Roagă-te tatălui tău, e tatăl tău, e vorba de relație aici, care este în ascuns. Dumnezeu vede în ascuns, binecuvântat să fie în numele Lui. Rugăciunea se face în ascuns. Și apoi cuvântul ne spune că rugăciunea este urmată de o răsplată. Îți va răsplăti. Și una dintre răsplătirile rugăciunii este aceasta despre care am citit în Evanghelia lui Luca. Putere. Rugați-vă ca să aveți putere. Rugați-vă ca să aveți putere. Frații și surori, e vremea în care poporul lui Dumnezeu, și noi suntem poporul lui Dumnezeu, trebuie să se trezească pentru rugăciune. Dumneavoastră, sunteți bucuroși, mulțumiți când vă gândiți la viața dumneavoastră de rugăciune? Dacă ar fi să vă dați singuri o notă, ce notă v-ați da? Când v-ați rugat ultima dată? Și să nu spuneți acum când i-a rugat pentru familie. Nu la asta mă refer. Este adevărat că rugăciunea are două componente. Este componenta comunitară, cea pe care o avem la biserică, când ne rugăm lui Dumnezeu împreună, ne rugăm împreună cu alți creștini, ne unim în rugăciune, găsim această parte, această dimensiune a rugăciunii în Scriptură. Biserica primară s-a adunat la un loc, apostolii au fost la un loc, s-au rugat lui Dumnezeu împreună. Există această dimensiune. Și cu siguranță că orice copil al lui Dumnezeu în viața lui de rugăciune cuprinde și rugăciunea la biserică. Unii oameni care nu mai vin la biserică, ei sunt creștini acasă, ei se roagă acasă, ei de acasă intră pe online, ei de acasă își fac toate treburile duhovnicești, de acasă face dărnicie, dacă și-au mai dus aminte de ea. Și la biserică nu vin. Nu știu de ce nu vin, dar nu vin. Și unul odată mi-a spus, frate Nero, trimite-mi și cina tot așa pe cineva. Nu o pot lua online ca și lua-o, dar trimite pe cineva. Unii s-au gândit că și online se poate, cu pâinea de acasă și cu mustul de acasă și cu pastorul de la biserică și poți să ieși așa. Dar nu știu ce o să ne facem în veșnicie online. Găsim în Biblie și ceva despre asta, dacă dorim să interpretăm în această gamă. Bogatul din infern a avut parte de o transmisie live de cea mai bună calitate din rai. Tot ce a fost acolo a văzut și a auzit. Și a fost o transmisie live și inversă. Noi nu reușim la biserică să auzim și pe care sunt online. Aia s-a dat acelea. Și totuși, nu a fost bine. Sunt lucruri care se fac cu prezență fizică, nu cu online. Eu apreciez faptul că dumneavoastră veniți la adunare. Situația cu online este, cum să spun, o soluție de criză pentru situații de criză, nu un mod de viață. Amin. Torcându-ne la tema rugăciunii,
Rugăciunea, așa cum am spus, este ceva ce trebuie să fie revitalizat în viața noastră. Trebuie să ne înnoim legămintele în această privință, angajamentele față de Dumnezeu. Vă îndemn în numele Domnului Iisus să luați hotărâri. Rugăciunea trebuie plătită și cu post. Domnul Iisus a spus să ne rugăm și să postim. Și una și cealaltă se fac în ascuns. Avem rugăciune comunitară, despre care spuneam, pe care o facem la biserică, și rugăciunea în spațiu privat, rugăciunea în intimitate, în singurătate, tu și Dumnezeu. Când am întrebat când te-ai rugat ultima dată, la această rugăciune m-am referit. Rugăciunea în intimitate. Să te prinde zorii dimineții pe rugăciune, în rugăciune, pe genunchi. Să zăbovești în prezența lui Dumnezeu, în odaia ta, și dacă n-ai un asemenea spațiu, pentru că mai sunt și alții acolo cu tine, poți să-ți cauți un asemenea loc undeva. Și dacă n-aveți nici cum, nicăieri un asemenea loc, faceți ce a făcut mai demult un tânăr de-a nostru. A venit la mine și a spus, frate Nelu, am o rugăminte. Aș putea să am o cheie de la biserică? Și am zis, ce vrei să faci cu cheia de la biserică? Și a zis, am hotărât ca în fiecare dimineață, înainte să mă duc la școală, să mă rog o oră. Și noi suntem în casă mai mulți frați. Și n-am unde să mă rog. M-am rugat în gară, într-un vagon abandonat, până s-a făcut frig. Era sfârșit de noiembrie. Și mi-e frig acolo și nu mă mai pot ruga acum în vagonul acela, un depou. Aș vrea să mă rog dimineața la biserică. Pot să am o cheie. Ce ziceți? Sigur că a primit. Locul acesta poate fi folosit și pentru așa ceva. Ideea este să ai un asemenea timp, o asemenea dedicare, să cauți pe Dumnezeu în rugăciunea ta. Și El îți va da putere. Duhul te va învăța ce să faci acolo. Te va călăuzi, te va inspira, te va face să ai experiențe cu El, care te vor întări în hotărârea de a te ruga lui Dumnezeu. Întrebarea care se pune astăzi este, ai inimă pentru așa ceva? E tânjirea și dorința sufletului după rugăciune, după Dumnezeu pe care îl întâlnim în rugăciune? Pentru că dați-mi voie să observ și acest detaliu. Rugăciunea nu este un scop în sine. Rugăciunea nu este un scop în sine. Rugăciunea este un instrument care ne conduce spre scop. Scopul este comuniunea cu Dumnezeu și împlinirea voii lui Dumnezeu în viața noastră. Transformarea noastră morală și spirituală, mărturisirea lui Dumnezeu peste oameni, prin rugăciune să fie adusă puterea împărăției sale peste viețile noastre, peste aceea pentru care ne rugăm. Rugăciunea nu este scop în sine, nu bifăm. Rugăciunea este un război spiritual. Scopul e biruința în acel război, nu doar să ne batem. Nimeni nu se duce la bătaie, la război, pentru că războiul este un scop în sine. Are el un scop pentru care se duce la război, dar războiul în sine nu este un scop pentru nimeni. Frații și surori, în încheierea părtășiei din dimineața aceasta, vă chem să ne reînnoim hotărârile de a ne ruga lui Dumnezeu. Mai ales că suntem acum în această perioadă de rugăciune și de post. Cu atât mai mult că suntem în această perioadă de rugăciune și de post. Cum ar fi ca în fiecare zi să pui deoparte minim o jumătate de ceas, 30 de minute, pentru rugăciune, în casa ta? Dacă te organizezi bine, vei identifica timpul acela și vei fi netulburat în părtășia ta cu Dumnezeu. Poate să fie dis de dimineață sau poate să fie seara târziu, în funcție de programul pe care îl aveți. Dar vă îndemn să nu plecăm în dimineața aceasta de la biserică fără să identificăm în mintea noastră acel interval de timp și când ne rugăm să spunem, Doamne, în aceste săptămâni, unem 3 săptămâni care au mai rămas de rugăciune și post, pun deoparte jumătatele acelea de ceas ca să te caut în rugăciune. Descoperă-mi-te. Umple-mă cu Duhul Tău. Dă-mi putere. Însoțește-mă. Ajută-mă. Faceți acest lucru. Vă îndemn să-l facem împreună.
Fiecare dintre dumneavoastră vă cunoașteți problemele, provocările, prioritățile, chemările. Suntem oameni ocupați. Așa este. Și cei tineri, și copiii acum, așa e făcută lumea, că toată lumea e ocupată. Toată lumea e ocupată. Se cere disciplină. Să nu spună cineva, n-am timp. Să nu spună nimeni, n-am timp. Avem timp pentru ceea ce considerăm important pentru noi. Avem timp pentru ce considerăm că este urgent pentru noi. Avem timp. Dacă, Doamne ferește, cineva pățește un accident, i s-a rupt mâna, piciorul, a pățit ceva într-un accident, zice că n-are timp să meargă la medic? Nici nu mai contează celelalte. Te duci. Arariori găsești pe câte cineva zicând n-am timp să mănânc. Și dacă n-are timp acum, o mână peste o oră, peste două, peste trei, dar nu o mână până poi mâine. La urmă tot își face timp. Ca să nu mai vorbim de alte instincte pe care le avem și pentru care ne facem urgent timp. Vorba lui Murphy. Durata unui minut depinde de care parte a ușii de la baie te afli. Scuza cu n-am timp nu stă în picioare. Stă în picioare doar într-o inimă necredincioasă lui Dumnezeu. În inima aceluia care vrea să trăiască schimbare și noire spirituală, această acțiune a rugăciunii capătă prioritate. Vă chem să luăm aceste hotărâri și Dumnezeu să ne ajute. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm.